Salutare tuturor, mai avem puțin până la destinația finală, Tel Aviv, călătoria care ne permite să visăm a început în noiembrie anul trecut. După o aventură plină de surprize și spectacole, am ajuns în punctul în care știm numărul de intrare în concurs. România va intra în cea de-a doua semifinală pe a șasea poziție. Cresc emoțiile, peste doar o lună, Ester Pioni, reprezentanta României la Eurovision, va repeta deja pe scena din Tel Aviv. Mai este o lună și... Încep să apară emoții, dar bineînțeles, emoțiile constructive. Cum stăm cu pregătirile? Vă spun imediat! Toate elementele pe care putem să le punem în evidență, efecte speciale, lumini, grafică, le-am pregătit. Aseară am primit un mail foarte încurajator de la colegii din Tel Aviv și pentru că le-au plăcut grafica. Am păstrat din show-ul din finală fotoliul. De ce? Pentru că el este integrat într-o poveste grafică absolut specială. Eu cred foarte tare în această piesă. Este o piesă modernă, este o piesă care se integrează în trendul mondial al industriei muzicale și plecăm la drum cu speranța că vom face o figură foarte frumoasă. Fane Eurovision, dar mai ales fane, mai am ceva pentru voi. Astăzi vom cunoaște pe cei doi dansatori, Bruce și Mircea. Dar pentru că tot veni vorba de dans, să vedem cu ce povești s-a întors Ester din Israel de la filmarea postcardului. Două ore am stat, trei ore la repetiții. După care a trebuit să derulez în mintea mea toată ziua pașii de dans, să mă mai uit pe un filmuleț, să văd. Și până la urmă, cumva... Am intrat în spiritul acela și a fost super. Nu m-am mai gândit neapărat, stai că acum urmează pasul ăla, a fost super natural. Am lansat un vals. 1, 2, 3. Da, a fost foarte mișto și, dansatorul a fost acolo cu mine și m-a ajutat de fiecare dată în caz că, nu știu, greșeam un pas. Am dansat în zăpadă. A fost destul de, greu, dar cumva mi-am dorit atât de mult să iasă bine, încât a ieșit. Și pentru că tot am vorbit despre Tel Aviv, avem și o știre în exclusivitate. Ester Pioni este imaginea festivalului de film românesc în Israel, care începe peste câteva zile, joi 11 aprilie. Institutul Cultural Român de Tel Aviv organizează cu ocazia aniversării a 15 ani de existență în Israel un mare eveniment, un mare proiect, se numește Festivalul Filmului Românesc în Israel. Festivalul acesta va avea loc în 7 cinemateci din Israel, începând cu Tel Aviv, Ierusalim, Haifa, Herzliya, Holon, Sderot și Rosh Pina. În Israel, cinematografia românească și noul val al filmului românesc este foarte apreciat. În acest an, cu ocazia acestui festival, aducem 8 filme din noul val al cinematografiei românești, începând cu Moromeții 2, Aniversarea, Secretul Fericirii, Un pas în urma Serafimilor, Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari, Charleston, Povestea unui pier de vară și Ghinionistul. Cei trei invitați sunt Tudor Giurgiu, producătorul filmului Moromeții 2, Dan Chișu, filmul Aniversarea este regizat de el, și Vlad Zamfirescu, un actor cunoscut, ne susține Ester Pioni și este imaginea noastră la acest festival. Vă invităm pe toți să participați la proiecții și să vă bucurați de filmul românesc împreună cu israelienii care iubesc cultura română. Acum a venit momentul să-i cunoaștem pe cei doi dansatori, Bruce și Mircea, precum și pe Alex Șerbu, compozitorul piesei On a Sunday și solist-instrumentist pe scena din Tel Aviv. Bună, numele meu este Bruce și sunt dansator în acest spectacol Eurovision și am plăcerea să fac parte și din echipa creativă în calitate de coreograf.
Sunt foarte fericit, yes! M-am apucat de dans destul de târziu, pe la 18 ani. Eu sunt din Arad și imediat după aceea, la vreo 6 luni după ce m-am apucat de dans la o trupă de acolo, m-am mutat la București. Am făcut parte din diferite balete ale emisiunilor TV, după care am ajuns pe partea de creație, coreografie. Am lucrat și în afară la diferite emisiuni. Sunt specializat în mare parte pe jazz, stilizat, comercial. Mi-am luat baza din clasic, din balet, după care am transpus-o în jazz. Stilizez acum acest stil să-l fac mai de scenă. Fac mișcare în fiecare zi, dansez în fiecare zi. Și ce lucrez individual și izolat, îți fac la sală pentru a crea un aspect și o imagine. Dar în același timp am și încerc să adopt și o alimentație sănătoasă. Evident, lucrând cu corpul, am nevoie să mă susțină, să mă ajute în ceea ce vreau să fac. Am o fetiță de 1 an și 3 luni. Numele este Ania și este din ce în ce mai tare. Dansează. De fiecare dată când aud de muzică, se mișcă așa stânga-dreapta, are puțin ritm în ea și mai bate așa din piciorușe. Aș avea regrete, dar singurele regrete pe care le-am sunt pentru lucruri pe care nu le fac. Salutare, eu sunt Vlad Mircea, sunt de 7 ani în București și de fel sunt buzoian, nu moldovean. M-am apucat și eu să fac street dance, neștiu unde foarte bine ce înseamnă. Am încercat să abordez cât mai multe stiluri în așa fel încât să ajung un dansator cât mai complex și mai polivalent. Îmi place foarte mult să fiu în fața camerei, pentru că îmi place să fiu în centru atenției și nu mă feresc să spun chestia asta. Stau foarte multe ore în sală, atât în ceea ce privește dansul, cât și în ceea ce privește antrenamentele fizice. Sunt și antrenor personal de aproape 1 an de zile. Încerc să mențin un stil de viață cât mai echilibrat și sănătos. Cu Bruce mă știu de multă vreme și de 3 luni suntem și vecini. Abia aștept, sincer, să trăiesc experiența asta. Am emoții de fiecare dată când urc pe scenă. Fie că e în fața 3 oameni, fie că e în fața 100.000 de oameni. Mi se pare că emoția e cumva ceea ce exprimi tu pentru oameni. E Esther Peoni de la Viv, nu știu. Eu sunt Alexandru Șerbu, sunt producător muzical, compozitor. În contextul ăsta am compus împreună cu Esther piesa On a Sunday. Ei, cu ce să mă laud? Pot să spun cu multă muncă. Am studiat la liceul de muzică din Lipati, alături de profesori foarte buni. Chitară clasică, bineînțeles. Ulterior, în mod autodidact, am început să studiez chitara electrică și chitara acustică. Înspre finalul liceului am început să cochetez cu producția muzicală. Am cântat foarte mult într-o trupă de cover-uri, Quality Band, profesioniști de la care am învățat foarte multe și m-am dezvoltat în toți anii ăștia. Să zic că vreo 8 ani de zile am cântat alături de ei, iar mai târziu am cântat alături de cei de la Gypsy Casual. Îmi place cel mai mult muzica pop, bineînțeles rădăcinile muzicii se află în muzica clasică pe care o iubesc din tot sufletul. Cel puțin o dată pe săptămână ascult muzică clasică, în special simfoniile lui Beethoven. Din punctul meu de vedere, trebuie tot timpul să gândești și să, mai ales să simți pozitiv și niciodată să nu-ți fie frică să-ți dorești ceva mare. Pe scenă pot să-mi asum lucrul ăsta că am ajuns într-un punct în care excelez. Esther este în plin turneu de promovare, iar la această oră probabil că dă deja autografe și interviuri în Amsterdam, după ce aseară a participat alături de alte 27 de delegații la Eurovision in Concert, celebrul eveniment de promovare din capitala Olandei. Bucurie, voie bună, voci foarte bune, spectacol, dar mai ales spectator de milioane la Amsterdam. Imagini vă arătăm însă săptămâna viitoare. Până atunci să aveți o duminică frumoasă în continuare.